ilegală a criminalității economice din 14 Suceava, sub coordonarea patrolului de stat, au desfășurat 3 percheziții domiciliare la imobile amplasate în municipiul Suceava, dar și în localitatea Zvolica, aparținând unui bărbat de 35 de ani din localitatea Zvolica. În cauza s-a dispus începerea urmării penale față de acesta, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de înșelăciune, dar și spălarea banilor și de lapidare, care ține faptul că în perioada 2017-2019, cu intenție directă, acesta, prin intermediul unei firme pe care o administra, a înșelat un număr de 21 de persoane vătămate, prejudiciul creat prin false acte economice fiind de circa 330.000 de lei. Cercetările sunt continuate cu bărbatul de 35 de ani în stare de reținere, acesta fiind în plus în arestul de Suceava, în baza ordonanței de reținere emisă de poliție.